Auziți cum se aude? Așa o poșat, ești mama lui Gordon, mă faci. Doamne ferește! Bună ziua! Și bine v-am regăsit în bucătăria noastră. A noastră, a voastră, pe YouTube-ul ăsta de-am ialuteț, cum ți-ar spune. Și gătim azi, azi gătim ceva mega, 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 mega bun, ca de obicei. Un mic dejun de ăsta boieresc, cel mai discutat ou, cred că e ou poșat, cu un pic de avocado, somon afumat. Hai să-mi pornim la treabă. Pâine, ce pâine alegem? După preferență. Pâine cu semență, pâine neagră, pâine albă, ciabata, de care doriți. Eu am luat-o pâine cu semență. Așa. Ulei și la prăjit. Auziți cum se aude? Perfect. Avocado. Eu n-am să fac un guacamole, doar să-l pisez un pic, un pic de sare, piper, zest de lămâie. Să dăm partea acidă. Foarte important că avocado să fie matur. Când îl alegeți, alegeți un avocado bun, să fie molcăluț, să fie gustos. Că la noi găsești un avocado din ăsta tare, poți spargi geamul cu el. Unu. Așa. Jumate de avocado la persoană e mai mult ca suficient. Ori lime, ori lămâie. După gust. Un pic de zest ca să-l facem un pic mai aromat. Bă, și nu spuneți aia că sare de pâine, bă. Sare. Așa. Piper. Așa. Un pic de suc de lime. Pentru partea acidă, deoarece avem somonul, că e gras. Vreți să puneți usturoi? Puneți usturoi. Vreți ceapă? Puneți ceapă. Eu n-am spun că e micul dejun. Și după asta e sănătate orașul cu... Ei, sar de pâinea, ei, Sașa. Și faci. Înțeles, da? Faci avocado cu lămâie, gust și... bucătarul lumii o ars pâinea. Ce te linecat, mă, măi. Povă. Am pățit-a munca tata, știi? Cum spune tata? Nu mai iese Alex din tine bucătar? Avocado cum e gras și aciditatea și parfumul ăsta, să-l numim, de lime, de la zest, îl face mult mai interesant. Somon. Îl vreți proaspăt, îl luați proaspăt. Îl vreți slab sărat, îl luați slab sărat. Eu am mers pe cel afumat. Ca așa îmi place mie. Voi acasă alegeți de care vreți. Cum tăiem somon? Îl vreți să-ți faceți cubuleță, îl vreți să-l faceți filii. Fiecare îl face cum dorești. Primul lucru. Scot pielea. Ok? Și acum filiuț. Eu așa îl prefer. Filiuță. Și totuși, ca să înțelegem dacă somonul e gustos, păcați-mă cu știu bucățica. Mai că preciți și limon, foarte bun. S-a format un pic, dar n-ai treabă. Nu cred că cineva să aibă grețuri. Așa. Lime am adăugat aici pentru partea acidă. Las somon ca să tot să-i dăm o parte acidul dulce și să-i tăiem de un pic din grăsime, a să-i adăugăm roșii cherry. Sau roșii, ce preferați. Un pic de ceapă verde, că e păcat să adaugi un pic de ceapă verde la somonul ăsta. Îl cheamă singur. Un pic, nu mult, un piculeț, un piculeț. Așa. Dacă aveți mărar, puteți adăugați mărar. Aveți pătrunjel, adăugați pătrunjel. Eu n-am și nu pot. Un pic de piper. Sare nu-i adaug, deoarece deja e sare. Ulei la fel nu-i adaug, care asemblăm toast cu avocat. Și un pic de salmon. Avem toate culorile cele mai frumoase. Nu jăliți, puneți cât mai mult, că oricum este.
Și e gustos, avocado chiar e gustos. Super, mega. Un mic dejun boieresc, să-l numim așa. Somon, aici nu jăliți. Așa. Asta așa, un mic dejun o dată pe lună, nu în fiecare zi, că dacă în fiecare zi, la zarplat, cum s-ar spune. De roșii. Așa. Cum se face un ou poșat? Ou. Așa. De ce e bine să-l scurgem un pic, deoarece dacă apa asta în exces, o să ne murdărească apa în care o să fierbim ouă. Și atunci, și o să primească un ou poșat perfect. Eu asta arăt unul perfect și după asta le fac așa. Deci, în apă, sare, un piculeț, un pic de oțet. Apa nu trebuie să fiarbă puternic, așa, ușor, da? Și facem un mic vârtej. Și ouă la mijloc. Oala. Așa ou poșat, nici mama lui Gordon nu face. Ou poșat. 3-4 minute, independent și de ou cât de mari. Cea mai mare problemă la ouăle poșate e că nu poți face 4-5 ouă odată, 6 ouă. Trebuie să faci doar câte unul. Ok. Îl scurgem un pic. Apa. Un pic de sare. Un pic de piper. Puteți să-i puneți și un pic de ulei, dar avem somonul, că e gras, avocado, eu cred că nu e necesar. Voilà! Beton! Arată beton! Și încă să un frumusățăm, știi, și masă sănătoasă. O salată valeriană. Puteți folosiți rucola, iceberg, ce vreți. Mie valeriană îmi place cum arată. Dacă m-a apreciat, băi, e cat, mă, nu-i de băiat. N-arată bombă. Trebuie să le fac pe ceilalte ouă. Ultima este pentru Pepe. Și Pepe ouă nu mănâncă. Este diferență, da? Cred că la noi în Chișinău mai mulți găsim de astea. Nu? Așa mai... Mai de la Doamne ajută, cum s-ar spune. Asta e perfect. Să vedem cum arată pe o farfurie. Partea așa mi-a plăcut pentru mine. Maică, preciste, și arată ouă ăsta. Ia nu vă uitați așa la mine, vă rog. Doamne ferește. Afumat. Ouă îmbrățișează, nu știu cum, toate ingredientele. Avocado, lime, roșie. Toate sunt perfecte și sunt sintonie. Da. Da. Acum vă mai spun ceva, dar... Mai am o socoteală aici. Cum îi să înghiți noduri? Greu. Au? Toa. Cel mai amuzant că am 3 oameni care se uită la mine cu meu. Mănânc. Păi. E bombă. Încercați-o acasă, gătiți acasă, e ușor, e gustos. Dacă v-a plăcut rețeta, dați un like, un subscribe. Rețeta o găsiți pe canalul de YouTube, Alexandru Comerzan. O să frumoasă tuturor. Da, eu mai am treabă. Tu te băi, Sasha, de-și pașul tău. Ia, gurimu.